Eu mă bucur de această funcționare pe care a făcut-o cu numele prieten, domnul Răzvan Codrescu. Eu fiind tuchinist, convins, pe internet, am avut niște contacte directe, mi-au lăsat urme pe Cortex, m-au chemat la televiziune și mi-au zis că m-au prins că sunt agent KGB și am spus că sunt agenta EKG. Întâlnirea care a fost ca să facem o ramă aceste coperte, interesantă, pentru că unul e prost, era mai mulți, dar pe mine m-au ales ca agent, pe semne după fața mea de James Bond, dar știu că una dintre remarcile pe care am avut în această întâlnire a fost că eu am zis domnul Dugin, zic, a venit unul de peste ocean, unul mai senil așa, stătea la restaurant și mi-a zis să bag cuțitul ăsta în dumneavoastră și eu nu pot, că sunt ortodox, vă rog să o faceți dumneavoastră. Și el mi-a zis, Gaspadin, pui, nici eu nu pot să fac. Și atunci am zis și eu, nu vreți să facem o antantă ortodoxă împotriva. Și el mi-a zis, nu, facem a patra ideologie. Care sunt primele trei? Prima e comunismul, a doua fascismul, a treia neoliberalismul și a patra este euroasianismul. Și eu am spus, domnul Dugin, după a patra, o să apară a cincea, a șasea, a șapte. Eu am soluția. În timp ce țara aceasta, pușcările din țara aceasta duduiau de oameni vinovați, un biet părinte de țară a ieșit în fața altarului și a zis, fraților, ideologiile nu sunt bune, că n-au mamă. Reacția nu a fost, a fost una de surprindere. Și l-am întrebat câte bombe atomice are, câte rachete, și l-am întrebat câți ortodoxi. Și mi-a zis că ortodoxi 23%. Și a zis, armata e la mine. De ce? Să nu confundați diferența între puterea lumească, politică, și autoritatea spirituală. Ce vreți să spuneți? Vedeți masa asta? Asta e Imperiul Roman. Aici, în colț de tot, era un băiat tânăr, urcat pe cruci, care murea în fața mamei lui. Și îi păsa Imperiului Roman puterea imensă, că acolo murea un băiat pe cruci. Și cu toate acestea, domnul Dugin, de ce noi de 2000 de ani ne rugăm lui și pe restul i-am uitat? Dumneavoastră ați cucerit Basarabia, dar nu o stăpâniți. Și ca să încheiem în termeni politici, Talleyrand i-a spus împăratului Bonaparte, majestate, cu baionetele puteți face absolut orice, în afară de un singur lucru. Și Napoleon a întrebat care? Să stați cu fundul pe ele. Viitorul l-am prevăzut, ce a spus aici, Răzvan a zis foarte bine. Este ceva schizoid. Tolstoi în fața zidului Kremlinului mergea și a văzut un cerșetor. Și a fi instinctiv, a băgat mâna după pungă să-i dea niște băneți. Și a ieșit Santinela și cerșetorul a fugit. Și atunci Tolstoi i-a zis Santinelei, tu n-ai citit Evanghelia? Și Tolstoi zice, domne, Santinul a stat așa puțin derutat, dar după care și-a revenit și a zis, dar tu n-ai citit regulamentul? Vă urez succes! Ce aveți aici? Este o carte palimpsest. Palimpsestul este o bucată de papirus pe care se scrie ceva până se răzuiește și se mai scrie încă ceva. Și iar se răzuiește și iar se scrie ceva. Asta este un palimpsest de suferință. S-a scris o suferință cu sânge, s-a șters, și se scrie încă o suferință cu sânge și iară s-a șters. Ea mi-a făcut, citind-o, cu febrilitatea cu care este scrisă, n-ai cum să citești relaxat. Se creează în tine o anumită febrilitate. Nu știu de ce am avut această asociație de idei și de stare cu o întâmplare care, să zicem, ar părea ușor departată de ce se întâmplă. Au venit de la Institutul de Etnografie și Folclor niște specialiști la o băguță care stătea într-o casă de țară și care avea un gemuleț mic de tot, știți, acela, cu o cruce așa, mic, cu perdeluță, și au zis, vă cumpărăm fereastră. Vă dăm
câți bani doriți, dar nouă ne trebuie pentru că avem nevoie. Și băbuțul a zis, nu dau. De ce nu dați? Eu prin ce mai privesc lumea? Această carte este fereastra aia. Ea, o să găsiți aici un cuvânt teribil al Părintului Iustin, în care spunea că icoana este o privire a noastră prin care noi privim lumea. Noi prin icoană privim lumea. Toți care sunt în această carte au privit România prin icoană. Adică prin veșnicie. Olivier Clément, mărturisitor ortodox francez, o raritate pentru Ghetul Popor Secularizat, a spus că istoria care nu se hrănește din veșnicie are toate datele să ajungă zoologie. Datorită acestor oameni, România n-a ajuns zoologie. O să vedeți o întâlnire de calitate. Shakespeare spune că soarta unei glume nu depinde de gura care spune, ci de urechea care ascultă. Aici, soarta răspunsurilor a depins și de omul care a întrebat. Calitatea întrebărilor, vocația afinității spirituale cu cei pe care a întrebat, este un rod cu totul și cu totul aparte. Dispare reporterul, dispare curiozitatea de tip jurnalistic și se pune la lucru o conștiință românească, tânără, febrilă, care cu ardoare își căuta soluția duhovnicească, își căuta demnitatea creștină și românească. Fenomenul acesta pe care l-a trăit Claudiu, l-am trăit și eu, total independent, pentru că Bunul Dumnezeu ne-a adunat pe toți așa cum a vrut. Îmi aduc aminte, eram la Răsânti, ieșeam de la teatru și acolo era un bătrânel care îmi dea ziare. Și tot mă uitam, România Liberă, literar, România Liberă, și el mi-a zis, nu, asta. Erau puncte cardinale. Prin puncte cardinale m-am întâlnit cu ceea ce așteptam eu de la acest popor. Apoi mai apărea câte o carte, Ion Gavrilo Goran. Prin cărțile acestea mă întâlneam cu o rădăcină a mea. Mă întâlneam cu mine însă. Acum, în altă sfinția sa, Antonio Surojui, a avut o expresie cutremurătoare. Morți fecunde. Aici sunt vieți luminate a celor care mai trăiesc și sunt morți fecunde. Moartea nu este democratică. Murim cu toți, dar greb la morții nu poate să ia lumânările care apar. Sunt oameni care murind lasă lumină spate. Aici o să vedeți Părinte Calciu, Părinte Iustin Pârvu și toți ceilalți au lăsat lumină. Poate să sufle istoria care vine cât vrea. Nu o să le stingă niciodată. Așa cum lumina martirilor nu a fost stinsă niciodată. În contextul în care mă gândeam, Dumnezeule, există o pagină aici de o naivitate sublimă a bietului Iuri Maniu, care în pușcărie el încă mai credea că din americani. Tata avea vreo 6-7 ani și mi-a zis așa, bă, cine a trădat odată, trădează pentru penultima oară. Sunt fragmente excepționale, dureroase. Mi-a și spus lui Claudiu și am spus să-i mulțumesc pe soție că femeile întotdeauna au o intuiție extraordinară care a determinat să adune lucrurile acestea. Sunt niște izvoare de demnitate românească care nimeni și nimic nu le va putea șterge. Te afli într-un fel, să nu vă așteptați acum cartea aceasta să răzbată, să fie pe ștandul, să... Ea va fi acoperită. Dar mă gândesc și eu cum s-a gândit Mircea Eliade, că dacă neamul ăsta dispare și rămâne o singură carte cu Mihai Eminescu, se va ști ce fel de neam a fost. Dacă rămâne o carte de mărturie cum este acesta, se va ști cât a suferit acest popor. Vedeți, în timp ce domnul Demostean Andrescu recita și m-am gândit la faptul că se consideră un învins, întâmplător am văzut un film documentar cu
ofițerii cu soldații germani întorși pe front, din prizonierat. Era de o tristețe extraordinară, erau mașini încărcate cu ei, dar germanii îi așteptau cu flori și era o tăcere, cum să zic, de o demnitate nemaipomenită, dar în așa și o bucurie a regăsirii. Să-mi spuneți și mie dacă scena aceasta există în istoria poporului român, după ce s-a terminat al doilea război mondial, nu-i aștepta nimeni cu flori. I-a așteptat cu șcăruie. Pe domnul Demosthene Antonescu nu l-a așteptat Marcel Petrișor, Petrețuța, recunoașterea. I-a așteptat marea politică a indiferenței, a apatiei și ceea ce un jurnalist spunea, memoricidul. I-a așteptat a doua crucificare, a uitării. Nu o să găsiți niciodată în manuale de istorie, ci găsiți în cartea aceasta fragmente care pot fi băgate pentru copii de 14 ani, de 15 ani, nu pentru a se face propagandă, ci pentru a-și cunoaște dimensiunea de demnitate umană. Întâlnirile acestea, ți-a zis aici Răzvan și Claudiu, ele sunt de cu totul și cu totul altă factură. Mircea Vulcănescu, un mare martir al poporului român, astăzi criminal de război, datorat semnăturii Parlamentului și Președintului României, caz unic în istoria unui popor să-ți reîntâlnesc martirii, Mircea Vulcănescu spunea că trebuie să facem cor valorii. Claudiu a făcut cor valorii. Nu i-a lăsat singur. Eu mă gândesc la cureaua aceasta de transmisie. Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu și încă câțiva, dacă n-ar fi existat, ei mureau într-o uitare totală. Întâlnirile acestea, și eu, cât am putut să cunosc și pe domnul Gheorghe Jiji și pe toți ceilalți, sfinți martiri, după părerea mea, nici nu trebuie să așteptăm să-i canonizeze biserica, îi canonizăm noi în suflet, că așa s-a pus și Brâncoveanu. Știți că Brâncoveanu a avut 200 de ani anatema blestemul bisericii. Dar țăranul român l-a canonizat în inimă, imediat. Ăsta e poporul român. O să vi se pară puțin depărtată această asociație pe care vă sun acum. Victor Babeș, mare bacteriolog, în 1995, a făcut o remarcă. Există păsări care nu rezistă la un microb și există altele care au sânge mai puternic, sânge foarte. S-a luat sânge de acolo și s-a injectat la păsări și au rezistat. Martirii sunt sângele nostru foarte. În clipa în care am făcut această transfuzie, tot ceea ce vine peste noi astăzi nu are nicio putere. Știți cum zicea Iisus? Nimic din stăpânul acestei lumi nu este înăuntru meu. De aceea nu mă poate distruge. Dacă veți răsfăi această carte și veți vedea că ceva din lumea comunistă a intrat în acești oameni, eu vă sfătuiesc să nu o citiți. Aici este ceea ce ministrul spunea, celula moral impenetrabilă a poporului român. Nu e vorba de încăpățânare. Să asumăm foarte bine Răzvan. Este de lotul acela de credință firesc, nealterat și pe care n-a putut să-l distrugă nimic. Nu e vorba de fanatism. Nu este vorba de încăpățânare. Este vorba de, cum zicea Sfântul Nectarie din Eghina, popoarele care au intuiția nemuririi, au atitudini nemuritoare în istorie. Aici sunt atitudini nemuritoare în istorie. O să găsiți și în final o cutremutoare recensie a celor care au murit ca partizani, o hartă a sacrificiului nostru, a celor oameni care și astăzi sunt considerați bandiți și care au murit cu Biblia în buzunar, din Dobrogea, unde se întreba bietul Ion Gavrilo Goranu cum au rezistat acolo unde a murit Gogo Puiu și Fundulea și toți ceilalți, după tufișele alea pe acolo. Nu se învață așa ceva. Nu se dă. Apropo de transfuzie, transfuzia fundamentală care s-a făcut, a făcut-o Hristos pe cruce. Ne-a dat sângele Lui. Ei sunt purtători acestui sânge. Nu toți vor primi lucrurile. Luați această carte și așezați-o pe băncile de liceu, în facultate sau în fața Parlamentului României. Știți ce se va întâmpla? Ca prima transfuzie nefericită de la 1665, Jean-Denis Baptiste, medicul
lui Ludovic al XIV-lea a vrut să scape un nebun. Și a făcut transfuzie cu sânge de mir. Pentru că a zis că mirul e un animal biblic. Și n-a ieșit. A murit. Până să vină cel care a crescut rigurile sanguine, mureau pe cap. A fost ceea ce se numește potrivire de grupă sanguină. S-a făcut transmisia de capital de putere. Aici este o transmisie de capital de putere. Nu sunt curiozități reportericești, este o foame și o sete de a-și căuta identitatea românească. M-am gândit că înainte se făceau deportări forțate. Îi luau și le făcea domiciliul obligatoriu. Acum au găsit, evident, mecanismul acesta, pentru că Răzvan l-a ghicit foarte bine parșit, i-au deportat în străinătate, la muncă. Poporul român a fost deșertizat în forța de muncă și înăuntru a început exodul de bunăvoie din condiția de român și de creștin. Acum ne dă și felul 3 cu migrația, ca să vină și să spulbere tot. Miron Costin, în poema pe care i-a dedicat-o regiului Poloniei, a vorbit de Valahia, Moldova și țara ardelenească. Știți cum a numit? Țară lăcrămată. Țară lăcrămată. Aici este țară lăcrămată. Condensatul 13. Este țară lăcrămată. Acum vreo 2 ani, cineva a avut în conștiința să mă cheme la Bruxelles, la mall-ul ăla, să vorbesc în Parlamentul European. Și vă spun sincer că mai bine vorbeam la acvariul din Constanța. Situația era clară. M-am întâlnit acolo și cu Ștefan Popa Popas, care făcea caricaturi, și a zis, bă, tu ești genial. De ce? I-a făcut Dumnezeu caricaturi pe așa și tu mai poți să faci odată. Este extraordinar. Dar am încercat să articulez. Țineți-le bine. Să le spun că pe la 1921, Fleming, că spune că au crezut că este extremă dreapta la fotbal, înainte să descopere penicilina, a descoperit o enzimă, lizozimă, în lacrimă. Aia spală cornea. Lacrima spală cornea. Și am spus că oamenii care au plâns văd mai bine. Popoarele care au plâns văd mult mai bine. Și am spus că poporul român a plâns foarte mult și că el vede bine. După părerea mea, cartea aceasta, în mâna cui va cădea, nu trebuie să cadă în mâna foarte mulți. Trebuie să mă văd să cadă și în mâna securității și în mâna CIA-ului. Nu contează chestia asta. Mai n-ai de unde să știi că nu există convertiri și acolo. Pe mine m-a prins în planton, în armată, mi-a dat unul să citesc. Eu, ca să mă tâmpesc, am zis, domne, am zis unui student, dă unul deștept și la 18 mi-a dus pe Immanuel Kant. Și mi-a zis, băi, ai grijă de ea, că e de la tata din bibliotecă și e tradusă și comentată de un legionar. Eu nu știam ce legionar. Și a zis, să nu te prindă cumva. Și eu am citit, vă dați un copil de 18 ani, înțelegeam eu ce înțelegeam acolo. La legionarul ăla sinistru era Traian Brăileanu, una dintre geniile acestui pământ, unul dintre cei mai mari sociologi europeni. Și îi citeam cu febrilitate cât puteam și m-a prins, domne, la planton 2, că au știut că eu trebuie să fiu puțin mai terminat, mă puneam la plantonul de la mijloc, maiorul Cenușă. Și am vrut să o spun, stai! Și zic, Dumnezeule, eu nu știam de rugăciunea inimii, dar atunci am făcut toate rugăciunile mele. A deschis-o, carte groasă, și a scuipat toate degetele ca să o răsfoiască. Și am zis, Doamne Dumnezeule, și a nimerit bietul de el la antinomii. Antinomia era așa, pe o pagină scria că pământul e finit și pe cealaltă că este infinit. S-a uitat la mine, s-a uitat la Kant, și Dumnezeu a coborât în cer îngerul înțelepciunii salvator și mi-a zis, Biblia ai? Mi-a fost, zic, mă bagă și la asta. Numai că în el o gină creștină a zis, bine mă, mar, să nu te mai prind. I-a fost frică să confiște Biblia. De unde rezultă că analfabetismul de multe ori este salvator.
cartea este, cum să zic, și un vaccin extraordinar împotriva delăsării, amorțirii, pentru că ea creează o temperatură morală, o temperatură sufletească. Oricare pagină de aici. Și este bine că sunt multe articole din trecut care nu au trecut, că sunt prezente. Nu vor muri niciodată. Și peste 500 de ani, 600 de ani, pentru că ele evidențiază o stare de fapt care va fi tot timpul permanentă și care se numește jertfă. E o cronică. Dar nu e o cronică rece. Este coparticipativă. Imunitatea unui om constă și în temperatura lui. Ce se întâmplă în România? Ei știu că noi avem o temperatură sufletească și a scăzut. Știți că Pasteur a făcut un experiment. Găinile nu făceau antrax. Le-au băgat cu picioarele în apă, le-a răcit și au făcut. Noi fiind considerați un popor de găini, vor să ne bage cu picioarele la rece. Adică în politică corectă. Cartea mărește temperatura. Și Victor Babeș mai spunea că mai depinde și de țesutul chimic. Combinația țesutului chimic. Adică țesătura sufletească, aș traduce eu, a țăranului român. Consistența aceea creștină adevărată care respinge. Aș încheia cu ce a spus un istoric american, Keith Hitchens, o personalitate de 50 de ani studiază istoria poporului român, un om foarte bine documentat, e de regulă trimit istorici ca să scaneze și până vin. Cartografiază, să vadă, ăștia sunt așa, arată de mult, sunt ortodoxi. Și a avut o expresie extraordinară, obiectivă. Poporul român nu a avut niciodată control asupra destinului politic. Așa este. Dar ce nu știe domnul Keith Hitchens este că poporul român a avut întotdeauna controlul absolut asupra credinței. Dacă nu aveau acest control absolut asupra credinței, noi dispăream de mult de pe hartă, în contextul unor imperii barbare. Vă dau, ce a scris domnul Constantin Cojocaru, niște date așa mai clare, ca să vedeți și ce în context. Turcii, 480 de ani de ocupație, 270 de tone de aur luate din Muntenia și Moldova. Habsburgii, 280 de ani de ocupație, 870 de tone de aur. O tehnologie mai avansată. Rușii, pe semnete din cauza alcoolului, 114 ani de ocupație Bucovina, Moldova, Basarabia, doar 114 tone. Din 1990 până acum 3 ani, vă rog să nu părăsiți sala, să stați bine, 47.000 de tone. De 3,3 ori. Erau 870. Nu, cred că am greșit, am zis 870.000. Nu. Erau 870 de tone, 470 de tone, 114 tone. În România, din 1990 până acum, 47.000 de tone de aur. De 3,3 ori mai mult decât toate trei imperii. Am întrebat pe un țăran român acum 3 ani, de la coasă, și am zis, ce face nene, le dăm roșia Montana? A tăcut și am dat vreo 6 coase și până a zis, le dăm bă, că săraci au nevoie de ea. Au nevoie de aceștia. Au nevoie. Ce nu le-am dat este sufletul. Epicentrul credinței noastre este în acești oameni. La ce spunea Răzvan, că trebuie să ne mișcăm din mers, este foarte adevărat. Dar în mers unde? La răscruce apare diavolul. Suntem așezați la răscruce. Și știți ce face țăranul? Pune troiță. Și atunci știe unde s-o ia. Acești 13 sunt troița poporului român. Vă mulțumesc!